intraseră în dialog și cu ăla de la Partidul Pirat, care de fapt era Partidul Internetului. Ăla așa loca, am înțeles eu, mărgineană ăla, frustrat așa ca... Era un fel de Nica Leon 25 de ani mai târziu. Nu mai țineți minte poate pe Nica Leon, era singurul de atunci de la Revoluție, Iliescu, Roman, Dan Iosif, da, toți ăia. Gelu, Voican, Voicuțu, toată gașca aia, singurul Nica Leon, muncitor și el la, nu știu ce, uzină în București, care n-apucase la Ciolan. Și a venit ani de zile la TVR, sărac, cu toate dezbaterile alea, le-a aruncat paharele, i-a dat pe toți cap în cap și a scos la valiera, a scuipat, a mai găurit steagul încă o dată. Nu s-a ales cu nimic, mă. Nu știu până la urmă ce s-a întâmplat cu el. Cred că spală niște pahare prin Occident, dacă mai trăiește. Bă, singurul care n-a apucat la Ciolan. Toți ăia alți au ajuns Dumnezei. Toți. Da, eu să nu țineți minte, era omul lui Iliescu la un moment dat. Ajunsese, era consilierul lui, până să moară, în fine. Toate astea. Bă, ăla săra cu nimic. Deci cam așa mi s-a părut, cam așa mi s-a părut și Mărginean ăsta. Unul care, la 25, ce cu internetul ăsta, mă? Ce internetul e al tău sau al lui Mândruță sau al lui Monica Macovei? Că au intrat ea pe Facebook. Internetul, Facebook înseamnă internet sau internetul e Facebook. O părticică, nici măcar vârful icebergului. Vezi, de pentru proști, bă. Tată, internetul e să înveți din el, tată. Să citești despre orice. Poți astăzi să faci absolut orice pe net. Nu să stai pe Facebook. Și aia nu e la internet, bă. Nu și-au luat ei, apropiat ei internetul, că își fac un pic de campanie. Au văzut și ei că au ieșit niște revoluții. Da, bun, aia a ieșit că strângeau oamenii, ca la piață. Era ca și cum le-ar fi dat un SMS. Cei care aveau, erau în lista unora, au primit mesajul și asta nu înseamnă că, asta înseamnă internetul, că ai Facebook sau Twitter. Asta e pentru superficiali, bă. Superficialitatea internetului este să-ți citești mail-urile și să intri pe Facebook. Așa nu vezi nimic. Trece timpul pe lângă tine absolut de pomană. Nu asta trebuie să fie revolta noastră. Bravo lor, altfel că își fac un partid. Din păcate nu mai e vremea partidelor. Nici al Monica Macovei, nici al piraților. Asta a fost în vremurile de demult apuse. Astăzi nu mai e nevoie de partide. Mă și miră chestia asta că trei oameni își pot face un partid. Nu ne-am săturat atunci când se făceau 125.000 de partide pe an? Nu ne-am săturat de chestia aia. Plus că am trăit niște atrocități. Asta cu trecerea de la un partid la altul fără nicio lege. Vine un dobitoc și zice, eu de mâine vreau ca timp de 60 de zile, sunt de 180 de zile, cât vreau eu, să se poată face această trecere de la unul. Ați văzut cum a fost cu ordonanța lui Dragnea. Orice, fără niciun fel de... N-are nimeni, nu se poate împotrivi. Deci, nu, legea nu te atacă în chestia asta cu nimic. Poate că vor plăti și ei peste 100 de ani, cum sperăm să plătească unii și pentru Revoluție sau pentru mineriadă, dar poate nu. Deci, de ce mai îmi trebuie partide? Să mă tem de partide, tocmai cât mai puține să fie. Deci, Monica Macovei, care pe de altă parte asta spune, domnule, mai puțin parlamentari și în Cameră și la Senat, totul o să fie birocrația mai mică, totul mai mic, totul mai pentru popor, mai pentru... Păi da, atunci tu faci partid cu trei oameni. Păi da, o să vină la un moment dat un partid cu trei oameni răi, nu cu trei oameni buni, și aia o să-ți dea în cap. Și o să fie tot partid. Vrei să ajungi la un moment dat să ai 100 de partide care să candideze, să răsfoim la alegeri câte o carte de telefon? Uite așa să învârtim, să vedem pe cine votăm? Păi nu o să avem timp, că așteaptă ea la coadă afară. Vedeți că va crește un pic birocrația? O să aștepte să faci coadă de kilometri ca să te duci să pui o ștampilă pe un prost. Votez și eu partidul la pagina 64, Partidul Pro-Kirghistan, de exemplu din România. Pro-Kirghizi. Da. Partidul Pro-Bishkek. Mă duc să-i votez pe aia, de exemplu. Ce contează? Mă adun eu și cu încă doi și facem partidul ăsta. Nu-i normal să se întâmple așa ceva. Sigur că regulile de astăzi sunt un pic complicate, ai nevoie, și astea sunt proaste, sigur, dar s-au făcut tocmai pentru a înfrâna ideea asta a românului. Tot românul are impresia că el le știe pe toate, da? S-a demonstrat că nu e așa. Fiecare la locul lui de muncă, în domeniul lui, a dat kicks. Că dacă era bun, sau ăia care sunt buni nu mai sunt aici. Cei care sunt aici înseamnă că n-au fost atât de buni. Pentru că nivelul țării n-a crescut absolut deloc. Sigur că am fost furați de ce am muncit. Da, noi trebuia să-i punem cu botul pe labe pe aia, adică nu? Era revoluția intelectualilor, a oamenilor inteligenți, nu a pârnăilor. Până la urmă a câștigat Borcea după Revoluție, a câștigat Giovanni, ăștia au câștigat, noi tot pârlița a rămas, deci asta e o înfrângere. Monica Macovei vine la 25 de ani, distanță totalmente nepregătită. S-a zis, știți că dacă nu știa drapelul Kirghistanului, nu înseamnă că restul le știa pe toate. Mi-era mie jenă să o întreb de capitalele Uniunii Europene.
și de monedele lor și de steaguri și de cine cu cine se învecinează. Era mie rușine. Să fii, mă, șeful statului și tu să te duci în Europa și nu știi care sunt țările din jurul tău. Dar la nivelul ăsta, de unde credeți că se află clasa politică? Ei sunt doar cu gura, mă. Și nimic, n-am nicio treabă, mă. Da? Știu și ei acolo niște chestii astea de spus poporului, da? Niște lecții repetate așa, una după alta, da? Ca papagalul, vine, îți umplu capul cu ceva, că ei sunt democrați. Toți suntem democrați, bă. Ați auzit pe unul să vină să spună, eu dacă ajung la putere vă dau un cap în prima zi. Toți au spus că ei vor schimba soarta țării. Uite cum face și Vasile Blaga acum cu PNL-ul. Nu vorbesc de șpăgi. A fost vreun partid care să spună noi când o să ajungem la putere, n-am auzit niciodată variația, cuantumul șpăgilor. Noi nu știm cum au evoluat. De-aia ne surprinde acum ce aflăm din justiție. Am auzit noi vreodată ce s-a întâmplat după anii Năstase, cum a evoluat șpaga? Habar n-aveam. Eu nu m-aș fi gândit că Rebenciuc poate să ia 300 de milioane șpagă. Că Elena Udrea e bănuită că ar fi luat 900 de milioane de euro șpagă. Eu n-am crezut. N-am crezut chestiile astea. Bă, chiar m-am gândit că poate evolua societatea așa. Dar uite că ei nu ne spuneau lucrurile astea. Vorbeau de pensii și de salarii, pe acolo erau firfirei. Firfirei, băi, fraților. Ponta a pus înapoi firfirei, dar banii, șpăgile, nu le-a pus taică. Întoarcem după publicitate.